Analia Selis, dirijorul Iosef Horvat și pianistul argentinian Mariano Castro vor fi joi pentru prima oară în această formulă alături de Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Pitești. Concert de tango sinfonic, un proiect pe care împreună cu Mariano Castro, pianistul din Argentina, ni l-am dorit de foarte mult timp. Ne-am apucat de aranjamente și am pornit la drum. Mâine vă așteaptă un concert de tango pentru pian, voce și orchestra. Aranjamentele făcute în cel mai tradițional mod posibil și dirijat de Iosef Horvat. Un proiect de pasiune, un proiect de sincer, un proiect de muzică frumoasă. Analia Selis este una dintre cele mai exotice și mai apreciate voci din peisajul muzical românesc. A susținut propriile concerte în cele mai importante orașe ale țării și a mai fost prezentă în stagiunile trecute la Filarmonica Pitești. De data aceasta însă vine cu noi surprize. Tangor pe care le vom cânta sunt argentiniene, 100% și repertoriu și aranjamentele sunt făcute din mod tradițional argentinian, dar sunt și câteva surprize românesc, tot așa, făcute într-un mod foarte tradițional. Așa că vă așteptam cu mare drag. Concertul va avea loc la Casa de Cultura Sindicatelor joi de la ora 19.